Vali, ce înseamnă pentru tine să joci la echipa națională? Este o mândrie să faci parte din echipa națională. De când ești mic îți doresc să ajungi aici. Sper să o fac în continuare și să-mi ajut echipa. Ce simți când îți cântă imnul? Cum am spus, nu știu, este un sentiment care îl simți doar la echipa națională. Simți că poți ajuta țara cu ceva și te simți mândru că ești român. Tu reprezinți noua generație. Este într-adevăr România U21 o familie, chiar dacă au plecat unii jucători, ați venit alții? Da, chiar dacă s-a schimbat și acum selecționerul, ne simțim ca o familie aici. De fiecare dată când vin la echipa de tineret, sunt foarte fericit pentru că am niște colegi minunați aici. Ne înțelegem super bine toți și sper ca pe viitor să avem rezultate la fel de bune. Cât de mari crezi că vor fi șansele de calificare dacă vom câștiga următoarele două meciuri? Pentru mine sunt șanse foarte mari pentru că am arătat că suntem o echipă foarte bună și în meciul tur cu Finlanda i-am bătut cu scor de 4-1. Am arătat că suntem o forță și sperăm să ne calificăm. Eu unul cred foarte mult în această șansă și cu siguranță ne vom califica. Apropo de meciul tur, vei reuși iar să marchezi în poarta finlandezilor? Ai marcat atunci de 3 ori. Da, îmi doresc să marchez la fiecare meci pe care îl joc. Dacă nu marchez, sper să-mi ajute echipa cu un pas de gol, un penalty scos și să marcheze alt jucător. Dacă echipa ia cele 3 puncte, sunt fericit. Ai păstrat mingea? Știu că ai luat-o după meciul cu Finlanda de la voluntari. Da, am mingea acasă, este pusă la un loc bine acasă și sper să o iau și în retur. Când faci pasul la Naționala Mare, ce crezi că trebuie să faci ca să ajungi acolo și dacă te gândești la asta? Mereu mă gândesc, vă dați seama, ca orice fotbalist te gândești să ajungi la echipa Națională Mare. Trebuie să muncesc în continuare foarte mult. În ultima perioadă nu am avut jocuri foarte, foarte bune pe plan individual. Încă sunt necopt, să spun așa. Sper să prind mai multă experiență și să ajung și acolo. Ce coleg de la Naționala de Tineret ai luat la Craiova ca să vă ajute să luați titlul? Nu știu, sunt foarte mulți. De fapt, toți jucătorii de aici la Naționala Under 21 sunt foarte mulți, foarte, foarte buni, dar, nu știu, așa mă înțeleg foarte bine cu Andrei Ciobanu, cu Radu Boboc și i-aș lua cu mine acolo. Ești cel mai rapid jucător din Liga 1? Ai întâlnit vreun adversar care să te facă să crezi că e mai rapid decât tine sau care să reușească să țină pasul cu tine? Nu știu dacă sunt cel mai rapid, dar oricum colegul meu de la echipă, Cristi Bărbuț, este un jucător foarte rapid. Nu am făcut o întrecere așa pe 50 de metri sau 100 de metri, dar poate că o vom face la un moment dat. Îi faci cadou un gol lui Mutu la debutul său într-un meci oficial la tineret? Îmi doresc să înscriu, cum am spus, la fiecare meci, dar nu contează cine marchează, importante sunt cele 3 puncte.